Bună draga mea, sunt Luna Ala. 18 februarie este de departe cea mai plină zi de evenimente din întreaga lună. Unul dintre cele mai semnificative tranzite ale anului, Chiron în Berbec, se întâmplă astăzi, exact la vremea când Venus se unește cu Saturn în Capricorn. Câteva ore mai târziu, soarele sătul de aerele de vedete ale vărsătorului se va alătura peștilor. Chiron în Berbec este o afacere mare, chiar dacă Chiron ar prefera să rămână neobservat, mai ales atunci când călătorește prin semnul identității Berbec. Chiron este rana care niciodată nu se vindecă, cel puțin nu cu abordările ortodoxe saturniene, și ori de câte ori se declanșată, aduce rușine, vine și sentimente de lipsă de valoare. În berbec, Chiron se simte expus. Dacă în apele adânci ale peștilor a rămas destul de nedetectat, în berbec nu are de ales decât să se ascundă. Dar de aceea va readuce ceva în conștiința ta, astfel încât să poți rezolva în cele din urmă. Carl Lung spunea: Atâta timp cât vei face conștientul inconștient, îți vei direcționa viața și o vei numi soartă. Marți 19 februarie avem o lună plină în fecioarea. Această lună plină este foarte asemănătoare cu berbecul. Chiron este la 0 grade în berbec, Uranus la 29 de grade în berbec. Lucrarea lui Chiron privind vindecarea identității abia începe. Uranus, manifestarea superioară a lui Chiron, te tachinează cu promisiunea libertății. Acest tip de libertate vine când înțelegi cu adevărat cine ești. Cum poți vindeca rana de identitate ca să te poți elibera? Prin fecioară! Fecioara este semnul care are drept scop reconcilierea problemei și a spiritului. În același fel, chiron, jumătate om, jumătate cal, își propune să-și reconcilieze partea animală cu partea sa umană. În momentul acestei luni pline, devii conștiente de aceste două părți separate ale tale. Tu ești pe jumătate aproape de Dumnezeu, dar rămâi pe jumătate animal. Ești un om. Luni încearcă să eviți orice fel de conflicte. Pe măsură ce luna crește la apogeu, este capabilă să dezlănțuie orice conflict și să facă chiar și un elefant să zboare. Fi calmă, chiar dacă oamenii din jur se vor comporta inadecvat. Atunci vei înțelege că ai făcut totul bine. Începând de marți, urmează o perioadă în care chiar și cele mai tolerante dintre voi pot să se aprindă. Ia acest lucru în considerare, nu jigni și încearcă să te manifeste. Ce poți face? Din 20 până în 24 februarie este luna în scădere. Dacă dorești să schimbi locul de muncă, este mai bine să o faci acum. Procesul va fi nedureros, în plus șansele ca aceste schimbări să fie doar spre bine sunt mari. Lasă pentru vineri să soluționezi viața privată, nu refuza șansa de a întâlni oameni noi, să mergi la o cafenea cu prietenei, la cumpărături în căutarea unui cadou pentru o persoană apropiată de tine. Duminică, du-te la coafor. Aceasta este o zi bună pentru tăierea și colorarea părului. Dar, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, la tine totul se va dezvolta foarte bine, iar o bună dispoziție te va ajuta să înfrunți pe cei din jurul tău. Nu pierde șansa de a-ți îmbunătăți afacerile rezolvă problemele financiare și nu lăsa pe mâine. În plus, stelele îți promit reciprocitate de la persoana care îți place. Încearcă să nu renunți la provocări, să păstrezi calm și toleranță pentru tot ce se întâmplă. Dorințele exprimate în acest moment îți vor reveni ca un bumerang. Dacă nu ești în toane bune, este mai bine să te oprești și să rămâi tăcută. Amintește-ți, cuvântul este ca o vrabie, zboară și nu o vei prinde. Săptămâna aceasta nu va fi cea mai ușoară, dar în viitor îți vei aminti de aceasta ca o experiență neprețuită. Evenimente plăcute vor începe de la 21 februarie. Inițiază întâlniri cu cei dragi și vorbește mai puțin la locul de muncă. Cu siguranță vei dori să îți mărești capitalul și în acest scop vei începe să cauți ceva de muncă. Aceste căutări te vor conduce spre zonele web, unde poți găsi cu ușurință multe locuri vacante interesante. Vei putea să îmbini munca în specialitatea ta principală cu acest proiect virtual și, prin urmare, veniturile tale vor crește semnificativ. Pe frontul personal vei avea un simplu nu cauzat de lipsa timpului liber. Miercuri nu este potrivită pentru muncă, totul nu va merge așa cum ai planificat. Dar joi poți să te agăți de cineva. Weekendul ar trebui dedicat reparațiilor minore în gospodărie, după cum susțin planetele adunate în sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, misterioasă și imprevizibilă, vei atrage o atenție sporită din partea colegilor, șefilor, precum și a persoanelor care ocupă o poziție socială mai înaltă sau mai în vârstă decât tine. Regula de aură săptămânii. Dacă nu știi ce să faci, nu fă nimic. Și nu numai în sfera profesională, ci și în domeniul relațiilor. Săptămâna aceasta, egoismul moderat, flexibilitate și tact sunt necesare. Nu te abține de a-ți apăra în mod activ punctul de vedere. Spiritul pașnic și abilitatea de a da viață ideilor tale vor fi cheia unei bune dispoziții și bunăstări. Starea pe care o vei avea merită a fi folosită pentru a rezolva probleme dificile. Ai grijă la un drum alunecos. Mai bine să fii în siguranță. Orientează-te către altruism, iar norocul te va însoți în tot. O întâlnire fatală cu un viitor iubit poate să apară tocmai în această perioadă. Nu pune cruce niciunei relații. Profită de acest moment și fă noi cunoștințe pentru că vei avea și timp liber. Marți și joi sunt cele mai reușite zile ale săptămânii. Domeniul serviciilor și al muncii te pot îngrijora luni, dar vei găsi o modalitate de a amâna întâlnirea planificată. Vineri este timpul să mergi la cumpărături. Ceva imprevizibil te va surprinde cu multă plăcere. Astrele avertizează. O mulțime de incidente ciudate pot să apară în weekend, nu-ți asuma riscuri și mai bine să petreci sfârșitul de săptămână acasă, după cum spun astrele situate în casa a opta a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni! De luni până vineri, țineți gura închisă. Nu spune nimănui, nici măcar celor mai apropiați oameni și prieteni, despre planurile tale. În caz contrar, riști să devii obiectul ridicolului. Este un moment bun pentru a începe să implementezi idei noi, indiferent de domeniile de viață pe care le ating. Principalul lucru este ca dorința de a aduce ideea până la sfârșit să fie foarte puternică. Intuiția ta este acum perfect acordată, iar puterea ta mentală este în creștere. Datorită acestui fapt, multe probleme vor fi rezolvate ușor și rapid. La lucru vei avea în sfârșit o șansă de a dovedi capacitățile tale. Stai în față, acest lucru îți va afecta recompensele în numerar. Va trebui să comunici mult cu oameni diferiți și printre ei vor fi destul de mulți interlocutori dificili. Vei reuși să depășești bariera de comunicare cu elogvența ta. Vei folosi în mod activ farmecul tău și talentul oratoric. Rămâi încrezătoare! Dar acasă, din potrivă, pentru a evita conflictele și certurile, merită acum să fii blândă și să faci concesii. Vorbești și promiți mai mult decât poți face, iar un astfel de comportament necinstit îți va provoca rapid probleme, după cum susțin astrele din Casa a 12 -a, a astrogramei tale. Cele care nu au încă o relație permanentă este puțin probabil să reușească acum. Limitează întâlnirele, în special joi și vineri, este mai bine să petreci timp cu un prieten. Dedică weekendul pentru dezvoltarea culturală, îți va ridica spiritul. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC acordă o atenție deosebită bunăstării tale, nu exagera fizic, evite conflictele și clarificarea relațiilor. Urmează distracția obișnuită, orice modificare în program îți va afecta starea. Încearcă să îți menții echilibrul emoțional, nu te supra-solicita și nu lucra excesiv. Membrii familiei și persoanele apropiate te vor ajuta să îți restabilești echilibrul. Sarcinile crescute pot afecta negativ bunăstarea. Redu dorința de a brava în fața altora, laudă-te cu talentele și meritele. Nu spune despre ce nu ești sigură. Cuvintele tale pot fi folosite mai departe împotriva ta. Păstrează planurile tale secrete. Potrivit astrelor, poți fi surprinsă să observi că lucrurile au început treptat să urce spre bine, deși ai crezut că nu ești în perioada cea mai favorabilă. Toate din cauza pesimismului tău interior și trebuie să scapi de el. Chiar dacă ai schimbat recent locul de muncă, șefii te-au observat și îți pot oferi sarcini foarte interesante. Dovedește cât ești de bună miercuri. Planete prietenoase te avertezează că există mici neînțelegeri în familia ta, dar se pare că ești prea exigentă față de partenerul tău. Aranjează o plimbare romantică sau o cină la sfârșit de săptămână și te va ajuta la dezamorsarea atmosferei. Cu toate acestea, cealaltă jumătate nu va înțelege și, prin urmare, nu va susține aceste inițiative, considerând că sunt complet inutile, după cum susțin planetele adunate în casa a șaptea a astrogramei tale. Iartă-i pe alții și pe tine însăți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, în această perioadă, stelele îți promit o carte albă în domeniul profesional. Poți acționa pe cont propriu și nu te tem de nimic. Vei reuși în orice cu condiția să abordezi problemele cu înțelepciune și să nu te ocupi de profiturile proprii. Poți începe săptămâna cu o stare proastă. Se pare că ai avut un weekend rău și acest lucru trebuie compensat de urgență. Sunați prietenei și invite la o întâlnire, poate chiar una foarte romantică. Ai grijă de problemele din gospodărie? Pune gospodăria în ordine. Încearcă să faci o muncă simplă, fi răbdătoare și evită scandalurile și certurile. Căutarea dreptății poate să îți construiască o glumă crudă. Nu intra în război cu superiorii și reprezentanții legii. Nu grăbi lucrurile și nu te grăbi niciunde. Verifică toate documentele pe care le vei completa. Luni este o zi favorabilă întâlnirilor de dragoste. Cuvintele rostite în această zi de către cel ales pot fi primite la valoare nominală. Joi poți aborda problemele financiare care au fost amânate pentru o lungă perioadă de timp. Este favorabilă relația cu băncile și orice investiție de bani, deci este necesară o excursie la bancă, după cum susțin planetele din casa a 8 -a, a astrogramei tale. Sfârșitul săptămânii poate fi o mini-vacanță, dacă vei lua în considerare opțiuni foarte interesante care, la prima vedere, par fi neașteptate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Fecioara, nu te aștepta la prea multe schimbări, dar vor fi mai multe evenimente care te vor afecta puternic. În special, cel iubit te poate surprinde cu revelația lui și cu copiii, să se exprime cu o parte neobișnuită. Săptămâna este favorabilă pentru aproape orice acțiune, dacă este sinceră și are drept scop creația. Un timp bun pentru a lucra cu informații, culegerea și prelucrarea datelor, călătorii pe termen scurt și excursii. Totuși, în această săptămână va trebui să ai grijă de tine însăți. Sănătatea ta poate ieșua, iar visul tău va fi un singur lucru posibilitatea de a fi în pat cât mai curând posibil. Se poate întâmpla! După examinare, medicul tău va insista să mergi la spital. De asemenea, este posibil să fii îngrijorată foarte mult despre unul dintre membrii familiei, dar entuziasmul tău este complet neîntemeiat. Pur și simplu nu știi toate evenimentele care au loc și nu ar trebui să te inflamezi în mod special. Miercuri, situația se va rezolva singură. În această perioadă este posibil să fii jenată de mai multe ori. Răspunde cu umor pentru a arăta decent. Probabil bonusuri în numerar sub formă de plus față de salariu sunt posibile vineri, dar nu-i cheltui imediat pe achiziții impulsive. Uită-te în perspectivă. Sfârșitul de săptămână este recomandat dezvoltării de sine, citirea literaturii sau învățarea unei limbi. Cunoștințele dobândite vor fi în curând la îndemână, după cum susțin planetele din Casa A10 -a, a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Motul săptămânii. Mai puțină agitație, mai multă pace a minții. Nu lua decizii importante în această perioadă, deoarece o pe care o poți face te va pântui foarte mult timp. Amână începutul sarcinilor noi, amână negocierile și tranzacțiile. Este mai bine să rezumi ce ai făcut ultima oară, să analizezi erorile și greșelile. Inspirația ta este pe partea de sus. În domeniul relațiilor personale, pentru cele care sunt angajate într-o relație stabilă, totul este în general minunat. Familia și prietenii tăi te iubesc și te apreciază. O asemenea atitudine a altora va afecta în mod pozitiv stima de sine și vei putea rezolva toate problemele care au apărut rapid și eficient. Cele singure pot conta pe o cunoaștere promițătoare. În această săptămână poți renunța la unele dintre tradițiile tale personale. De acum înainte, nu vei alcătui dulapul cu ochii la altele. Poți reuși să îți creezi propria imagine și stil unic, alcătuite din lucruri care îți aduc aminte de evenimente plăcute și nu sunt un semn al modei. După o actualizare externă, poți efectua o metamorfoză internă, ca urmare a faptului că alții vor trebui să te cunoască din nou. Poți deveni mai strălucitoare, mai îndrăzneață și mai încrezătoare în propriile tale abilități. Asculte sfatul astrelor situate în casa a șaptea a astrogramei tale. Miercuri și joi îți poți distruge orice iluzie despre un iubit, poate fi înșelător și ipocrit. Acest lucru poate fi foarte dureros. Trebuie să te gândești cum să rezolvi situația, dar este mai bine să nu mergi la o abordare deschisă, pentru că vei pierde. Duminica este o zi proastă pentru tine. Stai acasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Scorpion tu ești întotdeauna foarte ocupată cu experiențele personale, dar acum poți avea o pauză și poți fi chiar fericită. Poți fi copleșită de o sete de acțiune. Încearcă însă să o direcționezi către un ritm liniștit, de exemplu, pentru a rezolva problemele interne de lungă durată. Este timpul să acționezi. Cele singure se pot aștepta să întâlnească un bărbat care le se va potrivi în toate privințele. Dacă este posibil, amână deplasările lungi, minimalizează comunicarea cu oamenii și șederea în public. În niciun caz nu risca să participi la aventuri, căci nu vor duce la nimic bun. Utilizează starentele la maxim. În relațiile cu colegii trebuie să te restrângi. Poate nu ești pregătită să infrunți. Un apel neașteptat poate apărea miercuri, iar planurile tale se pot rupe. Încearcă să nu reacționezi la nicio sugestie. Ziua de joi îți poate aduce succes financiar, poate că vei primi bani de care ai uitat. Îi poți folosi cu plăcere, amintindu-ți că trebuie să schimbi interiorul locuinței. Este un paradox, dar până acum totul parcă era cu susul în jos, iar casa ta nu se conformează conceptului de confort, familia ta se va transforma într-un singur organism care trăiește cu o idee comună. Alături de cel iubit, încearcă să fii mai moale, temperează-ți mândria. Îți va salva relația, după cum susțin astrele situate în casa a patra a astrogramei tale. Sâmbăta și duminica pătreci-le într-o atmosferă relaxată, nu programa nimic, se va schimba totul. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător Trăiește astăzi. Planurile pe termen lung pentru săptămâna aceasta nu vor fi realizate, deoarece vibrațiile planetelor creează un anumit dezechilibru. Deci poți merge în mod neașteptat într-o călătorie. Asigură-te că îți faci timp pentru odihnă. Cel mai bine este să mergi la saună, piscină sau salon de înfrumusețare. Poți deveni mai activă decât de obicei și uneori nu faci ceea ce ai nevoie. Răspândește-ți timpul și responsabilitățile, mai ales că săptămâna este de succes în primul rând pentru tot ceea ce are legătură cu munca. Poți fi apreciată și acest lucru va contribui apoi la promovare. Cumpărături avantajoase sunt cele pentru utilizarea îndelungată. Chiar și cele mai nerealiste planuri vor fi realizate dacă sunt pe termen foarte scurt. Luni te poți aștepta la o schimbare bruscă spre bine. Acordă atenție detaliilor în orice, inclusiv la aspectul propriu. Fii pe partea de sus, cariera ta va începe să crească în mod constant, iar în multe feluri patronajul unei persoane influente va contribui. Vei fi sentimentală și sensibilă în această săptămână. Este mai bine să petreci mai mult timp cu cei dragi sau în singurătate. Nu aborda lucruri importante. Poți face o greșeală care vor fi greu de corectat. Organele respiratorii, mâinile și umerii sunt vulnerabile. După cum strigă disperate, astrele din casa a șasea astrogramei taie. Totuși vei găsi timp pentru tot ceea ce ai vrut să realizezi. În domeniul sentimentelor nu se vor schimba multe în următoarele șapte zile. Poți continua să cauți atenția unei persoane și poate că vei observa că pasiunea devine reciprocă. Sâmbăta este cea mai bună zi pentru întâlniri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, Săptămâna aceasta îți poți regândi obiectivele și planurile. Ți se pare din nou că nu ești pe calea cea bună și trebuie să schimbi totul. Aparent, la serviciu, lucrurile nu vor evolua pe calea cea mai favorabilă și tu ai tendința de a schimba tipul de activitate. Dar tu găsești întotdeauna o cale de ieșire dintr-o situație dificilă. Vei găsi soluția problemelor financiare. Fii prudentă și pragmatică, evită cheltuielile inutile pentru divertisment, nu dobândi lucruri inutile, în caz contrar riști să provoci o ceartă cu cei dragi sau o supărare gravă în portofel. Opțiunea ideală este să cheltui bani săptămâna aceasta numai dacă este absolut necesar. Nu trebuie să investești bani, indiferent cât de tentante sunt ofertele, atunci vei regreta. În general, ar trebui să mergi mai puțin la cumpărături și să te încurajezi să economisești. Evita locurile aglomerate deoarece poți fi iritabilă și prea exigentă. Chiar și întâlnirile cu oamenii plăcuți pot duce la neînțelegeri și certuri. Probabilitatea situațiilor stresante este ridicată. Nu te tulbura fizic, ai grijă de leziuni. La domiciliu poți avea nevoie de răbdare pentru a nu te certa cu cei dragi. Este mai bine să nu acumulezi probleme materiale. Dacă apare necesitatea de a împrumuta, fă tot posibilul să eviți. Astrele situate în casa a cincea astrogramei tale nu te susțin deloc. Ele te roagă să te relaxezi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Vărsător nu ai voie să te culci pe ureche și să te relaxezi. Acum activitățile dinamice sunt la valoare în greutatea lor în aur. Nu-ți fie teama de greșeli și înfrângeri. Amintește-ți că greșelile sunt lecții. Acționează cu toată forța pe toate fronturile. Săptămâna aceasta să stai în umbră și să fii modeste nu este în mod clar în interesul tău. Săptămâna este favorabilă pentru călătorii sau mici excursii. Excelente relații se pot dezvolta cu partenerii non-rezidenți și străinii. Fă noi cunoștințe. Du-te la bibliotecă, dar evită mănăstirile. Ai grijă cu dieta. Acum este ușor să obții excesul în greutate, iar un centimetru pe cop se va fi greu de înlăturat. Când faci exerciții, ai grijă de spate. Este posibil ca acum să te angajezi serios în sport, să lucrezi la atractivitatea ta externe și să îți dezvolți lumea interioară. Orice s-ar întâmpla în viața ta acum, păstrează o față rece. Fii calmă în exterior și poți câștiga. Vor exista probleme nerezolvate la locul de muncă care se recomandă să se închidă înainte de sfârșitul lunii. Miercuri nu vei face rău să te odihnești. Joi încearcă să planifici o mine vacanță, te va încânta extraordinar. Problemele materiale se pot îmbunătăți, poate chiar adăugând venituri pe care nu le aștepți. Nu trebuie să îți faci griji cu privire la viața ta personală. Dacă nu se întâmplă nimic, totul este în continuare. Ca înainte, este important să te menții în formă bună și apoi va apărea un nou fan, după cum spun planetele din casa a 11 -a, astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Pești Săptămâna aceasta va fi destul de netedă. Dacă ai planificat unele probleme importante și responsabile pentru această perioadă, vei putea să-ți realizezi ideile fără a avea nicio neplăcere. Dezvoltarea planurilor pe termen lung este mai bine să o amâni. Protejează-ți cu grijă granițele personale chiar și atunci când comunici cu cei în care ai încredere de plină. Până miercuri poți fi în rolul unei victime a circumstanțelor, iar oamenii din jurul tău nu te vor răni deloc. Prin urmare, nu acorda atenție factorilor externi. Energie și inițiativa ta se vor realiza atât în sfera personală cât și în cea materială. Dar nu fi prea deprimată. Proiectele pe termen foarte scurt începute în această săptămână vor fi utile și reușite. Potrivit astrelor situate în casa a cincea astrogramei tale, poți avea un mare succes în ceea ce privește implementarea unei noi idei. Nu îți fie teamă de schimbări, norocul va veni la tine foarte repede. Trimite CV-ul tău luni și vei vedea cât de repede ți se va răspunde. Îți poți dedica timpul liber celui iubit sau cuiva pe care îl poți ajuta în mod serios. Miercuri este o zi bună pentru achiziții mari, iar dacă le-ai planificat mult timp, ia măsuri. Vineri e timpul să te gândești la viața ta personală, iar tu poți fi cea care să fi făcut primul pas. Încearcă însă să nu faci vreo promisiune nimănui. Este posibil să fii înțeleasă greșit. Dacă ești într-o relație, poate că va trebui să explici partenerului motivele absenței tale constante de la domiciliu, precum și să stingi fleșurile de gelozie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!